Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am găsit la emisiunea Dacica Sport, o emisiune menită să vă aducă la cunoștință actualitatea sportivă românească de la Roma și nu numai. Aș vrea să fac o sinteză a ceea ce vrem să ne propunem cu această emisiune. În primul rând, în seara asta vom discuta despre echipa românilor de fotbal de la Roma, care a fost înființată în anul 2010, după o muncă cu mulți ani în urmă, cu mulți 7-8 ani în urmă, și practic vom discuta despre sport în general. Noi ne-am ales ca și motto la acest club, la care eu am onoarea să fiu președinte, școala de viață, școala de sport, pentru că e foarte important ca să facem sport și educație. Sperăm să reușim acest lucru și pentru a putea discuta despre aceste subiecte în seara asta, am invitat în studio doi prieteni, două persoane care au făcut parte din sportul românesc și încă continuă să facă parte din sportul românesc. Este domnul Ardelean Dorel din Satu Mare. Bună seara, Dorel. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Și domnul Alin Iordache. Bună seara, Alin. Bună seara, bine v-am găsit. Aș vrea să le spunem telespectatorilor un pic câte ceva despre dumneavoastră. Începem cu Dorel, care este și antrenorul echipei de fotbal Dacica, noul antrenor al echipei de fotbal Dacica. Te rog, Dorel. Da, sunt născut la Satu Mare. Am frecventat de copil, școala de fotbal, școala specială cu profil de fotbal. Pe urmă, ajungând să evoluez la echipe de divizia B, mă refer aici la Olimpia Satu Mare, echipa mea de suflet, echipa care m-a lansat în fotbalul de performanță la 17 ani, Someșul Satu Mare, Armătura Zalău, precum și alte echipe. Deci ai avut o ascensiune? Am avut o ascensiune rapidă, dar din păcate terminată tot repede, deoarece având unele probleme cu genunchii, câteva intervenții mi-au pus capăt carierei puțin mai devreme decât mi-aș fi dorit eu. Am înțeles. Alin? Eu am început fotbalul la Piatra Neamț, pentru că sunt din Piatra Neamț, la Fotbal Club Ceahlău. Am trecut pe la vreo câteva echipe. Mi-am încheiat cariera la Constructorul Iași, am jucat la Politehnica Iași, unde am simțit într-adevăr că sunt jucător de fotbal. În seara asta, dragi telespectatori, avem în studio cu noi și ținând cont de faptul că în spatele unui bărbat, așa este o vorbă veche, în spatele unui bărbat puternic stă întotdeauna o femeie frumoasă. Avem în seara asta cu noi două fete care noi le-am numit Ninfe Dace, pentru că ținem cont un pic de contextul istoric al numelui Dacica și atunci ne-am gândit la ninfele din Dacia. Avem cu noi pe Elena, bună seara Elena, și pe Ioana, bună seara Ioana. Deci, ninfele dace, practic, după istoria care am învățat-o cu toții, erau cele care pregăteau luptătorii daci înainte să meargă în luptă. Da? Noi ne pregătim în fiecare săptămână să avem câte o partidă. Deci, voi sunteți ninfele moderne, îmbrăcate în vestele moderne ale ninfelor. Și acum vrem să urmărim un filmat în care puteți să vedeți cu adevărat cum au fost îmbrăcate ninfele și care erau rolul lor.
Așadar, am văzut cu toții nimfele dace care au prezentat un dans, un dans care pregătea luptătorii înainte să meargă la luptă. Ele ne vor acompania în timpul transmisiunii noastre și vor prezenta și un concurs care practic este organizat de emisiunea Dacica Sport. Și acum, dragii mei invitați, aș vrea să vă rog să-mi spuneți ce anume v-a făcut să vă alăturați grupului Dacica. De unde ați auzit de clubul Dacica și ce v-a făcut efectiv să veniți la clubul sportiv Dacica? Dorel, te rog. Deci, în primul rând, pasiunea pentru fotbal, pentru sport în general. Faptul că s-a reușit la Roma a se crea o echipă de fotbal a însemnat pentru mine, cel puțin, o surpriză imensă, dar o surpriză plăcută. Mă gândeam la anii în care eram proaspeți veniți, practic, în Italia, acum 10-12 ani, când nu puteam să facem acest lucru, din diferite motive. Acum însă, în 2010, când a luat ființă această echipă, vă spun, a fost ceva superb, deoarece, văzând jucătorii care evoluează pentru culorile acestei echipe, mă regăsesc inclusiv eu. Din păcate, la vârsta pe care o am acum, mă regăsesc în mijlocul lor. Mai mult, faptul că suntem români, suntem atât de departe de țară și faptul că am văzut atâția tineri care se îndreaptă spre sport și aleg acest drum în viață, m-a impresionat mult. Mult. Eu aș vrea să te întreb un lucru de care practic ar trebui să ținem cont și cred că ar trebui să facem o emisiune special pentru așa ceva. Majoritatea sunt foști fotbaliști din România, care exact, din diferite exact motive au venit în Italia exact să studieze sau reîntregirea familiei sau să muncească. Da? Exact. Totuși, deci asta nu e o critică la Federația Română de Fotbal, dar totuși acești băieți au plecat câteodată din motive că nu au fost plătiți sau, mă rog, deci să-și caute un viitor mai bun în exact Italia. Exact. Pe noi ne ajută. Pe noi ne ajută pentru că avem nevoie de ei exact aici. Dar totuși, ce se poate face? Pentru că, din păcate, aici Federația Română de Fotbal nu știu dacă ar avea un rol primordial. Importante sunt cluburile de la care provin acești jucători. Iar cunoscându-se situația financiară din România, unde cluburile abia o duc de la o zi la alta, cu siguranță au fost foarte mulți care, talentați fiind, nefiind plătiți, neputându-li se asigura un viitor decent, au ales au trebuit să plece. E adevărat. Alin, scuză-mă, ai auzit în România de echipa Dacica? Deci, fiind acolo, am înțeles că ai venit nu de mult. Ai auzit de Dacica în România? Da, am citit în ziar de echipa Dacica. Am rămas surprins, plăcut, că poate să întâmple așa ceva în Italia. Eu sunt venit de o lună de zile și pentru mine este ceva extraordinar ceea ce se întâmplă aici. Am găsit niște oameni extraordinari care vor să facă ceva, condițiile sunt extraordinare și eu zic că se vor reuși foarte, foarte multe treburi. Da, eu în calitatea și de președinte, și e o onoare pentru mine să fiu președintele clubului sportiv Dacica, pot să vă spun, aparte că pot să vă spun că nu a fost ușor să realizăm asta. Cu siguranță. Dar și condiția jucătorilor față de colegii noștri italieni nu este la fel. De ce? În primul rând, sunt cazuri în care, practic, nu ți-l legitimează pentru că a făcut parte dintr-o federație străină. Deci asta este un amănunt. Al doilea amănunt, cel mai important, nu au rezidență. În momentul în care nu au un an de rezidență, știți cu toții că nu se poate tesera exact un jucător. Exact. Și atunci, noi îi găsim deja greu, pentru că n-au venit doar să joace fotbal sau să facă sport în Italia. Și atunci,
Deci ăsta este un aspect. Al doilea, muncesc foarte mult. Acești băieți muncesc de dimineața până seara în construcții și apoi trebuie să vină la antrenamente și la partidă. Deci tot respectul pentru acești minunați pentru băieți care practic luptă pentru culorile naționale României. Da, ăsta este un argument foarte delicat, pentru că de multe ori sunt jucători, cum am înțeles de la dumneavoastră, de la voi, da, nu vin să se antreneze pentru că nu au un loc de muncă, da? Și atunci, dacă, bineînțeles că nu au nici... Din păcate, sunt și astfel de cazuri. Exact. Dar eu am încercat, având în vedere că sunt de puțin timp împreună cu Alin la echipă, practic este o lună de când am preluat această echipă, dar vreau să vă spun că încercăm să implementăm jucătorilor această voință și încredere, această ambiție de a juca. Pentru că este extraordinar să poți, exact motoul din școală de sport, școală de viață, să-l putem implementa jucătorilor, în gândirea lor, în tot ceea ce fac aici în Italia. Desigur, au momente când nu pot să vină la antrenament. Sunt lucruri care se pot înțelege. Dar, în general, în ultima lună, băieții răspund prezent și suntem foarte, foarte mulțumiți de cum răspund, atât ca prezență, cât și ca mod de exprimare în timpul antrenamentului. Da, asta, mă bucur să aud asta. Da, trecem la următorul argument. În cariera ta de fotbalist, de sportiv, și am văzut că este foarte impresionantă, cât contează comportamentul unui jucător? Enorm de mult. Enorm de mult. Practic totul pleacă de la cei 7 ani de acasă. De la faptul cum ești educat. Da. Intervine pe urmă comportamentul, care derivă din educația pe care o primești. Un jucător, oricât de valoros ar fi, dacă nu este disciplinat și nu știe să dea respect, se elimină dintr-un grup. Din fericire, și suntem foarte, foarte, foarte impresionați de acest lucru, spun foarte, foarte, pentru că la noi există acest respect. Între jucători și antrenori, între antrenori și conducători. Pentru că trebuie să ținem cont de un lucru, ierarhiile trebuie respectate. Și respectul trebuie să ne-l dăm unii altora, pentru ca să putem să-l primim și noi. Este foarte, 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 foarte important. Atât în cadrul grupului, pentru că orice echipă, orice individualități ar avea, ori mari valori, deși noi activăm într-un campionat nu de un alt nivel, am început de jos, încercăm să urmăm un proiect pe termen lung în care să includem acești copii, pentru că mie îmi place să le spun copii, fiind mult mai tineri decât noi. Deci încercăm împreună cu colegii mei, cu Alin și cu cei doi secunzi, cu Nelu Morar și cu Cătălin Morar, să îi facem să înțeleagă că disciplina este principalul lucru, comportamentul lor în societate. Mai presus de toate comportamentul lor în societate, da. Trebuie să-l coboare în gazon. Deci cum aș putea să mă exprim mai pe înțelesul tuturor? Deci tot ceea ce jucătorul trăiește ca experiență în afara fotbalului, trebuie să se întâmple și în timpul antrenamentelor, da, în timpul meciurilor. Da, da, foarte, foarte bine. Deci îmi place să aud așa ceva, dar mi-ar place să știu că se și pune în practică la acolo. Cu siguranță, cu siguranță, că, și vrem să se pună în practică. Da, numai așa se poate merge. De multe ori discuția face bine jucătorului, grupului, da? Dar trebuie și văzut dacă se întâmplă. Eu sunt bucuros să aud astea. Dragi telespectatori, acum va urma un moment publicitar, după care vom reveni în studio.
Iată-ne din nou în studio, dragi prieteni. Aș vrea să fac un anunț important pentru cei de acasă, pentru cei care ne urmăresc. Clubul sportiv Dacica, practic, are nevoie de jucători. Și nu numai, și de susținători, bineînțeles. De ce? Pentru că noi, jucătorii de la Dacica, nu avem condiția socială pe care o au colegii noștri italieni. Pentru că se muncește de dimineață până seara în construcții sau motivul cel mai important, poate că nu au rezidență. Deci rezidența este foarte importantă. Un lucru foarte important, altfel adevărat. nu se poate înscrie legitima propriu practic, la Federația Italiană de Fotbal. Exact. Ce dificultate are Dacica, clubul sportiv Dacica, în legătură cu jucătorii? Din punctul ăsta de vedere, aveți dreptate. Avem probleme în faptul că vin foarte mulți tineri care ar vrea să fie legitimați, care se antrenează alături de noi, dar din păcate încă nu putem să-i legitimăm, deoarece le lipsește lucrul cel mai important, rezidența. Mai sunt și problemele legate de muncă, pentru că sunt foarte mulți băieți, foarte mulți, mare majoritate care lucrează și lucrează pe șantiere, în ediliție, în general în construcții, să spunem. Iar, sigur, prezența lor la antrenament este de multe ori pusă sub semnul întrebării. Însă noi mergem mai departe, încercăm să aducem cât mai mulți tineri și dacă reușim să le facem și rezidența, cu atât mai bine, pentru că în momentul în care grupul fiind cât mai mare, cât mai format din mai multe persoane, ai de unde alege. Există concurența, practic. Totul da. Pleacă de la concurență. Da. Noi, în schimb, mă scuzi, te rog, noi, în schimb, vis-a-vis de jucători, spuneai de pentru că nu avem aceleași condiții, să nu crezi, și italienii muncesc. Probabil nu lucrează toți în construcții, dar și ei muncesc și se duc și ei. Însă noi, eu vreau să cred că noi o să recompensăm cu voința, cu dorința ambiția de a juca, cu ambiția de a arăta lumii că suntem un popor care a dat talente în sport în general, în sport în general mă refer, și în fotbal. Cine n-a auzit de un Gică Hagi, cine n-a auzit de sau de mari sportivi tip Nadia Comăneci sau Ilie Năstase. Asta e referitor la jucători. În schimb, Alin, ca și portari, câți portari are de Dacica și dacă crezi că ar trebui să mai căutăm un portar sau e de ajuns? Acum sunt trei portari. Un portar de 34 de ani, Dorin Florea, și doi portari de 25 de ani. Mai tinerei. Talentați, dispuși să facă treabă, dispuși la efort. Eu am mari încrederi în ei, îi cunosc de foarte puțin timp. Ar fi nevoie. De încă 3-4 portari să fie concurență. Eu știu mai tineri, ca să fiind mai tânăr pot să-l învăț mult mai ușor. Da. Când ajungi la o vârstă deja, nu știu cum să, e cam greu să-i să-i formezi. Cu voință, cu talent. Da. Cu... Așadar, dragi telespectatori, cei interesați, băieți tineri care vor să participe la Clubul Dacica, vor să vină să dea o probă de joc și vor să simtă emoția pe care o oferă sportul, fotbalul în general, vă rog să vă adresați, puteți în direct, contactând numărul de telefon 06 94 37 57 27 sau la mail silviu@romittv.ro. Veți primi practic toate detaliile despre cum puteți să ajungeți la Dacica și cel mai simplu este zilele în care sunt să vină antrenamentele. Mister, te rog, da. Exact, zilele în care se efectuează antrenamentele,
Și deci în momentul în care luăm legătura, putem să vedem cum reușim să-i aducem la antrenament. Deci pot veni direct la antrenament. Direct la antrenament, terenul este pe via Lentini, Maurizio Brasili se cheamă, se numește, vă rog să mă scuzați, se numește complexul unde jucăm. Din Borgheziana. Din Borgheziana, exact, okay. Din Borgheziana. Aș vrea să intervin un pic auzindu-l pe Alin și să vă spun că sunt onorat să lucrez cu un fost sportar de nivelul lui. Pentru că eu apreciez toți foștii portari pe care i-a avut țara asta, având în vedere că am avut mari portari, iar Alin a lucrat cu unii dintre aceștia, la Iași a fost o școală de portari și sunt aducem foarte... la cunoștință telespectatorilor că Alin Iordache a evoluat la Politehnica Iași, o echipă bună, da. Bună echipă în fotbalul românesc. Păi să vă dau câteva nume ca portar Bucu. Alin, ai putea să spui tu? Da, portarii mai în vârstă, Bucu și Naste, Dumnezeu să-l odihnească, l-am cunoscut și eu personal portarii, pe Naste. Portarii din generația mea, Dohot, Câmpeanu. Portari, școală de portari. Portari, școală de portari. Eu nu am școala de portari a Iașului, eu am școala, deci am început junioratul la Piatra Neamț, dar... La Iași am dat peste niște oameni extraordinari, antrenori extraordinari și... Iar eu mă bucur că poate să pună în practică tot ce am învățat, la fel cum încerc să fac eu împreună cu cei doi secunzi ai mei. Așadar, cei interesați pot să se bazeze pe faptul că avem profesioniști la club și care vor face ceea ce e mai bine pentru interesele clubului și pentru imaginea comunității și a României. Pentru că până la urmă, după cum vedeți, chiar și tricourile de pe Ninfe sunt tricourile naționale României, culorile naționale, chiar și culorile Italiei, pentru că trăim în Italia și asta este un semn de integrare pe care sper să-l urmeze toată lumea. Și dacă tot vorbim despre Ninfe, acum o să le rog să anunțe un concurs pe care emisiunea Dacica Sport îl organizează. Elena, te rog. Dragi telespectatori, Dacica Sport organizează un concurs în care cei interesați vor răspunde la o întrebare referitoare la unul din subiectele discutate astăzi. Premiul acestui concurs este un training oferit de programul Dacica Sport și primul telespectator care va răspunde corect la întrebarea noastră va fi fericitul câștigător. Așadar, așteptăm apelurile dumneavoastră la următorul număr de telefon 06 94 37 5727 sau la adresa de e-mail silviu@romittv.ro. Așteptăm apelurile dumneavoastră. Așadar, dragi prieteni, așteptăm să ne sunați și să și câștigați, bineînțeles, premiul oferit de Dacica Sport. Dragii mei invitați, aș vrea să vă întreb cât contează pe tine, în special Dorel, cât contează comportamentul la un jucător în cariera de sportiv? Contează foarte mult. Poate că e practic, cred că e unul dintre lucrurile cele mai importante. Comportamentul derivă din educație. O educație bine primită, însușită bine, te ajută foarte mult în viață. Comportamentul practic derivă din acest lucru. Este foarte important ca jucătorul să înțeleagă că evoluează într-un grup. Iar în cadrul grupului, acest factor care îl numim noi comportament este de o importanță majoră, esențială. De ce spun asta? Pentru că sunt foarte mulți jucători talentați care tratează anumite lucruri într-un mod mai zeflemist, mai indiferent. Care se elimină.
deoarece grupul din care face parte nu-l asimilează, îl elimină. Un jucător modest, cu un comportament adecvat, care știe să dea respect, care va primi cu siguranță respect. Dar în general, în sport, mă refer în sport pentru că și eu am o carieră sportivă în spate, jucătorii cu personalitate sunt cei mai dezordonați. Nu știu acum în societate, dar cel puțin în interiorul grupului, eu așa i-am văzut, foști colegi de-ai mei, chiar și la Dacica, câteodată îi vezi foarte dezordonați și... Din păcate, este... Nu mi-e rușine să o spun, este o meteahnă a noastră, a românilor, acest lucru. Deci dacă urmăriți carierele multora dintre jucătorii care pleacă în străinătate să joace, un anumit randament în țară, ajung la echipa respectivă, se plafonează, se automulțumesc. Din păcate, o spun asta, da. Pentru că fiind român, trebuie să o spun, din păcate, spun din păcate tocmai pentru acest lucru. Însă, eu cred că în ceea ce privește echipa noastră, toți jucătorii, absolut toți, vor da dovadă de disciplină, atât din punct de vedere disciplina de joc, cât și disciplina propriu-zisă care îl privește. Cel mai important lucru cred că ar fi, practic, să se comporte fie în teren, fie în societate. Exact, fie în societate. Pentru că nu putem să avem, practic, dar nu poate să existe două comportamente. Nu. Deci comportamentul pe care îl ai în afara terenului trebuie să fie și cel din teren. Nu se poate. Nu se poate. Deci nu poți să păcălești. Fotbalul nu poți să-l păcălești. Exact. Un antrenor de-al meu zicea, nu confundați jocul cu joaca. Mă înțelegi? Da. Deci nu poți. Interesant. Fotbalul te pedepsește când nici nu te aștepți. Interesant. Dar în general sportul, în momentul în care ai hotărât că trebuie ai hotărât că vrei să urmezi o carieră, trebuie să te dedici trup și suflet acestui lucru. Da. Fără asta nu se poate. Bine. Avem în direct un telefon pentru concurs sau poate chiar pentru Alo. Înscriere. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. Cine sunteți, vă rog? Sunt din Roma. Îmi repetați, vă rog frumos, numele? Mă numesc Ana Maria, vă sunt din Roma. Bună seara, Ana Maria. Spune pentru ce ne suni. Cred că în primul rând aș vrea să vă felicit pentru emisiunea pe care o faceți și aș dori să particip la concursul dumneavoastră. Foarte bine, mă gândeam că pentru jucători, poate că o să înființăm și o echipă de fotbal de fete. Dar pentru moment, dacă ai sunat pentru concursul cu premiu, am să rog pe frumoasa noastră Elena să ne prezinte întrebarea concursului. Așadar, Ana Maria, întrebarea este următoarea. Care este motoul clubului? Eu cred și cred că școala de viață, școala de sport. Școala de sport, școala de viață. Bine. Ok, deci ați câștigat următorul premiu. Rămâneți în linie cu redacția pentru a vă lua toate datele necesare expedierii premiului. Vă mulțumim. Mulțumim. La revedere. Așadar, avem și un câștigător în cadrul emisiunii noastre. Continuăm discuția despre echipa Dacica. În emisiunea din seara asta discutăm mai mult despre Dacica pentru ca cei care ne ascultă să știe cine suntem și ce facem, ce realizăm. Alin, se spune că portarii au o doză de nebunie mai mare decât ar avea un jucător. Este adevărat? Nebunie bună, vreau să spun, între ghilimele. Este adevărat, da. Așa se spune, că portarul are puțin, deci față de ceilalți jucători este puțin mai deosebit. Adevărul este că pentru portar trebuie să ai talent. Dacă nu ai talent, este foarte greu. Este foarte greu, deci trebuie să ai talent ca să fii portar. Mi-aduc aminte un coleg de generații, Dohot, spunea,
un portar cu talent și la ora 12 noaptea, dacă îl trezești, îmbrăcat în costum și cu mâini în buzunar apără. Exact, da, e interesant. Exact. Probabil asta e nebunia la care mă refeream. Da, portar din muncă mai rar. Deci portar din muncă. Da, interesant, interesantă apreciere. Acum aș vrea să facem o analiză scurtă a campionatului precedent, 2011-2012. Cum vă spuneam, Dorel, înainte să fie antrenor, a fost un suporter înrăit, chiar după margine dădea explicații utile celor din... Încercam, nu numai eu. Da, toți cei care veneam să vedem meciurile. Dar erau... noi am înțeles asta și am folosit în favoarea noastră. Totuși, Dacica, să spunem, n-a pierdut un meci. Deci, da, a fost o performanță râzând cu prietenii, glumind, mai bine zis. Spuneam, sunt două echipe în Italia care n-au pierdut. La vremea respectivă era Dacica și Juventus, care nu pierduseră în campionat niciun meci. Dacă... Juventus a avut 6 egaluri, noi am avut doar 4. Doar 4, da. Deci noi suntem mai sus, da. Deci eu am urmărit cu atât mai mult meritul acestei echipe, că n-a pierdut nicio partidă, cu cât era o echipă nou înființată. Da. Care s-a pus pe picioare, practic în 3-4 luni premergătoare începerii campionatului. Echipa a evoluat de la meci la meci mai bine. Deci asta înseamnă că jucătorii au înțeles, mare parte dintre ei, pentru că dacă din lotul care l-am avut, îl avem acum și cel care a fost anul trecut, lipsesc câțiva dintre cei de anul trecut, da. Dar în general jucătorii au înțeles că trebuie să facă ceva pentru trebuie să se dăruiască, trebuie să muncească, pentru că la noi cel mai important lucru în sport este să muncești, să te dăruiești și să fii trup și suflet pentru ceea ce faci. E adevărat, asta în orice domeniu, dacă nu contribuiești cu muncă, exact, n-ai cum să reușești, nu se poate realiza nimic. Deci băieții au făcut un campionat foarte, foarte bun. Îmi aduc aminte niște partide cu Arco de Travertino. Partida jucată acasă, 1-0, un gol greu, o echipă bună, Arco de Travertino. Partida retur cu aceeași, partida cu Pro Apio, dacă ne aducem bine aminte, da. Pe un timp urât, pe ploaie, cu jucători eliminat, am reușit să scoatem un egal foarte, foarte important. Deci, cu siguranță, jocul într-o categorie superioară implică mult mai multă muncă, implică mult mai mult antrenament. Desigur, probabil performanțele de anul trecut nu s-au putut face în acest an, nu pentru că a fost de vină antrenorul sau a fost de vină. Sunt lucruri care trebuie să-și urmeze cursul. E adevărat, dar aici vreau, scuze-mă că te întrerup, aici practic, cum ai și spus de altfel, este nivelul mai ridicat. Pentru evident, că sunt echipe evident, care au venit mai ridicat. Din prima categorie, exact, au coborât în exact. Secunda, deci în a doua categorie. Exact. E adevărat, e nivelul mai ridicat, dar totuși eu cred că nu există o continuitate. În ce sens? Echipa nu este aceeași în fiecare exact, duminică. Exact. Și asta contează, cred, foarte, însuși, foarte mult. Discuția pe care am avut-o înainte, în ceea ce privește prezența la antrenamente, contează foarte mult. Pentru că dacă nu te antrenezi, nu poți să joci. Deci din amintit nu poți să joci. Ori noi, atât noi antrenorii, mă refer la noi antrenorii, cât și jucătorii, trebuie să progresăm, trebuie să învățăm. Dacă cineva crede că știe totul, se înșală. Și în acel moment se plafonează. Da. Toată lumea poate să învețe. Eu ca antrenor învăț în continuu. Îmi place să studiez, îmi place să mă uit la sisteme de joc. Sisteme de joc care le putem adapta echipei pe care o avem. Da. Noi nu putem să jucăm, să spunem, să fim absurd, să spunem noi jucăm, păi, încercăm să jucăm ca și Barcelona. Acum folosesc expresii mari la nivelul la care suntem. Dar nu, dacă eu nu am jucătorii respectivi. Deci
Sunt lucruri care... Revin la condiția socială, eu spun condiția socială, socială pe care o avem noi, da? Cei de la club. De ce? Pentru că băieții în general vin și joacă fără să fie retribuiți. Exact. Asta o știm cu toții. Exact. Cel puțin la acest nivel nu există, dragi telespectatori, și cei interesați care vor să facă parte din grupul Dacica, practic, face tot, nu există retribuție. Jucătorul vine de pasiune. În momentul în care echipa ajunge la un nivel mai ridicat, unde se permite să se plătească jucătorul, deci acolo va începe... Noi sperăm că vom ajunge într-o zi în care să fim cunoscuți de cât mai multă lume. Da, dar aici eu vreau și să spun... Și lângă această lume să se realizeze prin sponsorii care vor veni lângă echipă, care să poată să ne ajute, pentru că sunt foarte multe lucruri care încă se pot ameliora la nivel de echipă. Pentru că eu acum, probabil telespectatorii nu știu, eu știu câte sacrificii faceți ca președinte ca să puteți să duceți această echipă mai departe. Pentru că eu v-am spus-o la începutul emisiunii, acum 10-12 ani era un vis pentru noi, ce veniți la vremea respectivă, la 33-34 de ani, era un vis. Nu ne-am fi gândit vreodată. Eu, în momentul când am văzut această echipă, prima etapă, am rămas plăcut surprins. Așadar, să văd o echipă românească într-un campionat italian. Așadar, visul s-a îndeplinit. Cred că trebuie să tragem cu toții la dezvoltarea acestui exact. Vis. Deci exact. S-a realizat, ok. Am ajuns la un anumit nivel, dar trebuie dezvoltat. De aceea, eu aș vrea să fac un anunț foarte important telespectatorilor noștri care sunt interesați să susțină echipa moral, pentru că noi avem nevoie la fiecare partidă de spectatori. Asta contează foarte mult pentru un grup sportiv. Exact. Și mai presus de toate, de susținătorii financiari, să spunem așa, care ar putea să contribuie la dezvoltarea proiectului Dacica. Practic, dacă motoul este sport. Școala de viață, școala de sport, acest proiect de viață Dacica ar trebui dezvoltat. Și ca să-l dezvoltăm, practic, trebuiește participare, bineînțeles, exact. din toate punctele de vedere, și susținere morală deci și noi financiară. Am demarat acest proiect. S-a demarat. Am încercat să-i facem o fundație, pentru că orice casă fără fundație nu o să reziste intemperiilor. Încercăm să luăm pas cu pas totul. Ceea ce trebuie să înțeleagă toți cei care vor să vină alături de echipa noastră, trebuie să înțeleagă că totul se face din pasiune și se face necondiționat. Noi nu venim pentru câștiguri bănești, pentru că noi am înțeles. E pentru că suntem români. Urmează, exact. Da. Suntem români și trebuie să ne ajutăm semenii să putem să dăm și noi o mână de ajutor, chiar dacă probabil financiar nu putem să o facem, o facem cu experiența, o facem cu ceea ce putem noi. Fiecare care poate. Iar cei care vor să vină lângă echipă să țină un minte pe care îl spune antrenorul echipei, deci la această echipă se muncește și se va munci și se vrea performanță, se vrea un proiect bine consolidat, bine pus la punct. Și eu sper să-l realizăm împreună. Da. Pentru că proiectul, practic, eu aș vrea să o spun acum, nu aș vrea să... Proiectul este ideea domnului președinte, a fost o idee mai veche a dânsului, inclusiv sigla, numele societății, tot ceea ce ține da, de aceasta. Da, e adevărat, a fost o muncă în amonte, să spunem așa. Eu, cum repet, am onoarea să fiu președintele, dar trebuie făcut foarte mult de acum încolo. Exact. De aceea aș ruga telespectatorii noștri care sunt interesați, nu doar să vină să facă parte din grup și cei care vor să susțină grupul Dacica, să ne contacteze la numărul de telefon 0694375727 sau la mail pe silviu@romittv.ro. Acum aș vrea să vedem un filmat chiar cu echipa, care practic protagoniștii până la urmă sunt ei, jucătorii. Exact.
Pentru că fără de ei, practic, nu ne-am aflat noi aici, chiar dacă Dacica are în gând, în proiectul său, să facă și alte sporturi, și alte discipline sportive. Dar deocamdată noi ne limităm la sport, la fotbal, la ceea ce ne putem permite. La ceea ce știm noi. Dar noi, ca și obiectiv de viitor, avem deci ca o idee a proiectului de fotbal. Sunt foarte multe. Deci o să analizăm în fiecare emisiune viitoare pas cu pas ceea ce vrea să facă Dacica. Și acum, regia, vă rog un filmat cu echipa Dacica. Așadar, iată-ne din nou în studio. Am văzut, dragii mei, am văzut partida cu Borgheziana, Dacica Borgheziana, care a fost chiar prima partidă din, de la începerea campionatului de a doua categorie. Exact, este partida de debut. Partida de debut, exact. De debut în cea de-a doua categorie. Îmi aduc aminte cu plăcere de această partidă, unde băieții au dat dovadă de un spirit de echipă ridicat, dar să nu uităm și spectatorii prezenți, care au fost al 12-lea jucător, care au susținut pe tot timpul partidei, au susținut echipa, să-i zicem, necondiționat. A fost o partidă, dacă ne gândim bine, a fost un derby local, deoarece ambele echipe evoluează pe același teren. A fost o partidă în care s-a pus multă ambiție, atât din partea noastră, cât și din partea lor. Care, spre bucuria noastră, a ieșit bine. Cu victoria. În sensul că am câștigat o partidă și s-a remontat un handicap de două goluri după prima repriză. Am câștigat 4-3 în extremis. O victorie pe care mi-aduc aminte, o spuneam, obținută greu, dar victoriile obținute prin muncă aduc satisfacție. Deci cea mai mare satisfacție. Alin, ai văzut câteva greșeli? Eu le-am văzut două. Au fost două greșeli grave ale portarului acolo. Ce ne poți spune? Adică, știi, de multe ori, cum spunea și Dorel în discuția anterioară, portarul, sau chiar tu, portarul practic
se vede doar când greșește, nu când apără bine. Problema la portar să văd greșelile. Mai bine decât la oricine. Mai bine decât la orice jucător în teren. Și nu se uită. Cam asta este problema. Dar greșelile se pot remedia. Absolut. Orice, prin antrenamente, prin, eu știu, seriozitate, receptivitate, să încercăm să fim mai atenți, mai... Deci totul se mai poate, concentrați. Mai concentrați. Pentru că am spus și mă repet, postul de portar este un post mai delicat decât de-aia să joacă 10 jucători de câmp și un portar și nu 10 portari și un jucător. Da, exact. Dar acum, practic, ne apropiem, este ultima partidă din tur. Urmează ultima partidă din tur. Și urmează iarăși meciul cu Borgheziana. Exact, pe 20 ianuarie se reîncepe returul acestui campionat cu prima partidă în care întâlnim din nou Borgheziana. Pe același teren, de data aceasta noi în postura de gazde, iar ei în postura de oaspeți. Sperăm să facem o partidă frumoasă, să aducem... Deci eu am încercat să explic băieților că numai jucând frumos, spectaculos, dar și eficient în același timp, putem să aducem lumea lângă noi. Pentru că noi avem nevoie de suportul oamenilor. Pentru că știm că în momentul în care avem 300 de spectatori în tribună, nu facem această muncă de dragul de a o face. O facem pentru cine? O facem în folosul unei comunități. Iar satisfacția lor se răsfrânge și asupra noastră. Da, e adevărat. Deci este... Așadar, dragi prieteni, cei interesați să vadă partida de pe data de 20, dar nu numai, dar pe 20 este o partidă foarte importantă pentru că este derby, pe duminică 20 ianuarie, vă așteptăm la terenul din strada Lentini, Via Lentini, din Borgheziana. Terenul se cheamă Maurizio Brazili. Și acolo, la ora 11, practic, Dacica întâlnește ASD Borgheziana. Și aș vrea să mai fac încă un anunț. În cadrul emisiunii noastre, în general, se vorbește despre sport. Dar totuși aș vrea să reamintesc conaționalilor noștri că este foarte important să participăm și la viața socială, în general. Și ceea ce vă voi spune acum este faptul că, și nu este indiferent, noi putem să ne înscriem pe listele electorale prin intermediul unei inițiative propusă de comune din Roma și chiar duminică 20 decembrie, nu, 20 ianuarie. 20 ianuarie, pardon, exact. Se poate veni, bineînțeles, să susținem echipa și să ne înscriem pe listele electorale. Adică, ce înseamnă să facem cererea să ne vină testarea electorală acasă, ca atunci când vor fi alegerile administrative să putem vota. Deci noi practic să avem cartea de alegător. Să avem cartea de alegător. Deci exact. De ce spunem asta? Pentru că este o datorie morală a noastră și mulțumesc postului de televiziune Romit TV pentru că ne dă posibilitatea asta. Chiar și Primăriei Romei, care a pus la dispoziție comunității românești această posibilitate de a ne înscrie fără să mai mergem, să pierdem o zi, să mergem la EU, exact. Via Guglielmo Marconi, mi se pare, și atunci o putem face la caravana care va fi. Vă reamintim că numărul la care puteți să ne contactați pentru orice problemă referitor la Dacica este 389-786-5073. Repet, 389-786-5073. Ne contactați și vă aducem la cunoștință toate detaliile. Eu vă mulțumesc pentru atenție, dragi telespectatori, nu înainte de a le mulțumi oaspeților pentru prezență. Vă mulțumim și noi pentru invitație. Mulțumim nimfelor dace. Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem data viitoare. La revedere! La revedere! La revedere!